bine, două e care, un 5 și un 7, produsul lor trebuia să-mi dai foarte clar. Și suma lor este 16. Bun, ia să vedem. 5 cu 7, 12, 14 și cu 2, 16. La suma lor a fost bine. Unde ai greșit? La mulțire. Modificăm problema și spunem aici cât 140, da. Și acum eu rezolv viitorul, cum fac? Că nu știu. Scriu aici 2 ori 70, nu? Deodată, 2 ori 70. Și pe 70 mai scriu odată ca 2 ori 35. Deci 2 ori 35. Și era mai departe. 2 ori 2 ori 5 ori 7. Și atunci, așezarea aceasta mă trimite. A-ul să fie 2, că trebuie să repete dacă sunt gemeni. B-ul să fie tot A-ul încă o dată 2. Deci B și C. N-are importanță. Unul de 5 ani și altul de 7 ani. Și la sumă, după ce am văzut că mi-a ieșit distribuirea, la sumă este 16 și spun, gata, problema e făcută corect. Deci, aproape bine. Mai dăm, mai facem cu una. Mai crește acolo. Mai faci, mai corect încă una. Nu că sper, trebuie să fii foarte sigur. Te rog. Acolo e buba ta. Poți să le iei mai mare, mă, acolo, ca vreau să spune. Să nu iei nici așa mai mare. Acolo apiști în culță. Așa. E frumos la matematică. Noi nu numai facem o problemă și am plecat în ea. Vrem să vedem ce a avut autorul în minte, să putem face, la rândul nostru să compunem problema. După șmecherea aceea. Este foarte tare. Gata? Da? Hai. Nu, nu spun. Nu suflu. Deci, cei patru copii? A. A plus B plus C. Egal cu? 24. Și A ori A ori B ori C egal cu? Cât? 648. Excelent. E? Numărul e foarte mare și problema mea este destul de grea. Deci, dragilor, aici am încurcat. Asta îmi trebuie, dacă i-am cerut să propună problema, acum să o văd. Da, eu sunt în situația voastră, acelor care trebuie să o rezolvi. Deci, ce am să fac? Am să încerc să descompun. 648. Câte ori cât fac 648? Păi trebuie să încep să împart, mă. Împărțesc, da. E bine. Așa. Da? Mi-am pus ziua. Deci 648. Încerc la 12 ani dacă se împarte exact. Că să știu, am învățat împărțirea. Ți-am dat ție astăzi de cele cu părții? Nu știu dacă e... Hai să facem împreună. Deci e egal cu... Hai, facem împărțire. Hai, hai, hai. Ajuns la împărțirea. Da, 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 da. 8 împărțirea, 2, 4, 6. De acolo, de aici. 6 împărțirea, da. 2, da. Este egal cu 3. Da, 3 ori 2, 6. 4. Da. 2 în 4 vine doar de 2 ori. 4. Da. Îl coborăm pe 1. Da.
2 în 8 vine de 4 ori. Da, 2 ori 4. Deci de 4 ori, nu? De 4 ori. Așa, nu ori 4. Așa. De 4 ori. 2 cu 8 și nimic. 324. De fapt, eu n-am fost atent. 648 în... Cu cine încă o dată adunat în mod egal? Cu 324. E bine. Deci vine 2 ori 324. Mă, 324 ori se mai împart încă la 2. Să vedem dacă se mai împart. Mai încerc încă o dată. Oare se împart mare? Ce zici? Nu. Nu se împarte 324. Doi. Ba, da, dar o să vedea cu rest. Așa crezi tu, da? Da. Ia să vedem, să vedem. Nu. Așa cred. 324 împărțit la 2. Păi cât poate să fie restul? Cât de mare poate să fie restul? Un sau zero. Un sau zero? Când îți dă zero, înseamnă că o părți exact. 2 în 3 vine odată. Odată. 1 ori 2. 2. 12. Deci 1 și cobor pe 2. 12. 2 în 12. Și de 6 ori. 6 ori 2. 6 ori 2, 12. Așa. Nimic. 4 împărțit la 2, 2. Da, mă! 324, 162. Da, mă? E foarte bine. Ia să vedem 2 ori 2 aici, 4 și nimic. Și, egal mai departe. 2 ori 2 ori 162. Poate mai împarte 162? Nu. Nu crezi. Dar așa, după tine, 162, 162, cât ar face dacă s-ar împărți exact? 162 la 2. 2 în 63. 80. 2 ori cât fac 6? 81, mă! Noi trebuie să simțim egeșitul. 62 împărțăm de 2, 81. Deci egal mai departe. Cu 2, ori 2, ori 2, ori 81. Și egal mai departe. Cine știe Ioane dacă am... Asta am urât, asta. 2, ori 2, ori 2. Dar 81 cât este, mă? Câte ori cât fac 81 trebuie? Nu. Deci 9 ori 9. Și cam mai departe cu. Ioane, ai vrut asta? Acum, eu aș putea să zic în gemenii, sunt 2 și 2. Da. Deci aș putea zice 2 ori 2, gemenii A, A. Și 2 ori 9 să facă B, ori 18 să fie B, și ori 9 C. Da, da. Dar controlul aici era 24. Deci A, 2 plus 2 plus 18 plus 9. Ați depășit de mult. Am depășit de mult. Alte situații. Deci nu-mi vine. Dragilor, v-am spus că o pun la treabă. Deci 2, 2 nu vrea. Nu. Atunci hai să le iau 9, 9. Cei doi. 9, 9, 2. Dar 2 îi fac gemeni și pe ăștia. Da, măi, fac gemeni și nu-i bine. Deci 2, 2. Și mă mai rămas ce? 2 de 2, nu? 2 de 2 mi-a rămas. Să-l fac 4. Ia să-l fac 4 de 2 ori. Bă, și pe 1 se pun 1. Ia să vedem ce șmecherie a făcut. Deci, 18 și cu 4, 22 și cu 1, 23. Nu m-am dus la 24. Ați pus un 4 și vă mai trebuia să spuneți ce v-a mai rămas acolo. Aveți 3 de 2, nu? 3 de 2. 3 de 2. Ați pus un 4. Nu, n-am mai pus un 2 aici. Corect. Nu, la urmă. Nu. Acolo ați spus bine, sus, domn profesor. Așa. Jos ați spus 9, 4, 4, 1. Deci 2, 2, 2, 9, 18. Da. L-am înglobat pe ăsta. Bun. Și 9 ăsta. Da.
la final... La final, suma lor trebuia să-mi dea 24. Da, dar ați spus 2 de 9, ultima variantă. Așa. 2 de 9, un 4, ați cuplat un 2 de 2 și ce vă mai rămânea? Un 2. De ce ați spus 1? Păi, acel 2 care îmi rămâne, l-am globat în 18. Dar nu acolo de profesor. 2 ori 9, am văzut 18, nu? Și mi-a mai rămas 9 ăsta, a? Stai o secundă că am ieșit aici. Aveți de parte. Profesor, aici. Eu sunt de aici. Aici trebuie să spuneți 2, că a spus 1. Am înțeles, un pic. În clipa în care am zis 2 de 9, da. Nu, 2 de 2, da? Deci 2, 2, un 2 ori 9, 18, și un 9. Deci ar fi bine acum. Unde e greșeală? Numai că varianta asta nu corespunde, văd eu. Nu, că l-a scris cealaltă variantă. 9, 9, cea de jos. Așa. 9, 9, 4. Ah, în loc de 2 a spus 1 și de asta nu va da 23, dar un 2 să spun, asta am spus. Deci 9, 9, da. 4 și 2. 2. Și într-adevăr 9 ori 9, Gemini. Da, ori 4, 4 și 2. Ori 2. Este suma, da? Este 18, 22 și 2, 24. Este excelent. Păi, mai vreau să-l luat de capă. Am vorbit aici. Deci la mulțiri iese, da. Iese de aici și la adunare iese foarte bine. Cu alte cuvinte, în varianta aceea n-a corespuns, da. Abia acum varianta asta A, B și C. Mă, dar vrei să o facem noi și mai tare? Uite, hai să zicem așa, 9, 9, 4, 2, 8 și 1, care a ascuns. Unul e ascuns, că la mulțire nu fac așa. 8 și 8. Înmulțirea este aceeași. Da. 99, 18 și cu 8. 20 4. 20, 18 și cu 8. Am 26. Și cu 1? 27. Deci nu a problemă. Nu a problemă. Foarte tare, foarte tare. Este asta. A plus A plus B plus C se facă 27, iar produsul lor, A ori A ori B ori C, egal cu 648. Ei, dragilor, iată cum dintr-o problemă, noi am făcut acum cu două, trei probleme, ba mai mult, Mario și-a dat drumul și a îndrăznit să compun una, în care eu chiar am intrat în dificultate, pentru că după ce am aranjat eu așa 2 ori 2 ori 2 ori 9 ori 9, acum trebuie să văd care dintre variante trebuie să iau multe variante acolo. 9 și 9 acesta poate să fie. Da. Dar poate să fie și 2 și 2 la gemeni. Da. Ba mai mult, în clipa în care el a fost drăguț și mi-a lăsat 4 numere de aici de aranjate, 9, 9, 4, 2, el a fost drăguț. Dar dacă îmi dădea 4 ori 2, 8, într-o variantă asta, pe mine mă ascundea. Adică eu trebuia să iau foarte multe variante, să simt că la sumă rămân în urmă. Da. Și atunci, varianta aceea în care, mă rog, aveam 24, corespunde aici, aș fi făcut-o și pe asta, cu 24. Pe cealaltă, aici, ce sumă îmi dă de aici? Ia să vedem. Am și uitat. 2, 2, 18 și 9. 20. 20 și 2. 31. Aceea mă depășea. Depășeam pe 27. 94. Așa. Și atunci trebuia să analizez și varianta asta. Deci de aici, în clipa asta, problema este dificilă. Pentru că rezolvitorul e pus în încurcătură maximă. El trebuie să descompună. Vedeți, este fantastic aici. Fantastic. 2, 2, 2, 9, 9. Sigur că și pe 9 ori poate zice 3, ori 3, ori 3, ori 3. Dar egalitatea asta nu-i place lui. Că numai 2 sunt gemeni. Și acest numai 2 sunt gemeni. Te trimite ori la ăștia doi să-i vezi gemeni și pe ăsta să-l încorporezi încolo,
Ori se păște al doi de nou să iei gemene. Da? Iar varianta dificilă este când punem 24 sau punem 24 mi se pare mai interesant. Da. Și 31 este destul de frumoasă. Că un 2 îl încorporez cu un 9 și aș 2 de 2. 2 gemeni. De 2. Da? 2, așa este 2 de 2 trebuie și cealaltă 2 îl încorporez și dai drumul la problemă. Bun. Abia aici ne simțim în arul nostru. Da? Deci pentru data viitoare... M-a făcut tot... problemă. Foarte tare mi-a plăcut. Este extraordinar. Extraordinar. Deci, Mario, pentru data viitoare, compui două probleme. Da? Două probleme. Mai complicate. Încât să plâng la tablă când încep să rezolv. Cum ai și văzut acum? Deci nu mi-a fost deloc comod. Abia când... N-am avut eu ce faci, bă, dă niște numere mai mari. Nu, a zis așa, băi, poți să le iei și mai mari. Și tu mi-ai luat destul de mari ca să mă pui în încurcătura cea mai dificilă. Dar, dragilor, se ascunde aici suficientă matematică pentru că el ai știi să trebuie să facă și împărțirile. Deci, descompunerea asta, da, descompunerea asta, cum se cheamă, Davide? Descoperim factori primi. Dar nu e un factor prim. Păi aproape factor prim. 2, 2, 2. Trebuia să scrieți 3 ori 3 sau 3 la 2 și 9 tot 3 la 2. Bine. Așa ca idee, dar pentru că el are nevoie de cei 4 factori aici, este esențială lăsarea așa, cât mai desfășurată. Și cum se înglobeze, să-i așa zic, se dă variante doar două egale. Deci fii atent că este foarte tare. Deci, mai poate fi varianta care? 3-3 și celălalt 3 să-l bagi cu 2 ăsta 6 și celălalt 3 cu 4. Să se rămână 4 factori. Deci, practic, așa fi. O altă variantă a fost 3-3, da. Celălalt 3-6 și ăștia 2-4 ori 3, 12. Sau, cel mai tare este, să spunem așa, 2 sunt gemeni, iar celălalt, unul al treilea, are dublu vârstei celui de-al doilea. Foarte tare! Dublu vârstei celui de-al doilea. Și atunci, el trebuie să facă aranjarea și asta să apară 6, 12, 2 de 3. Da. Suficientă matematică. Ne-am trezit aici în brațele a ceea ce înseamnă frumusețea problemelor de matematică. Deci tema de propus două probleme. Interesante. De propus două probleme. De compus. Compus două probleme. Și le și rezolv, mă. Că dacă îi fiu în încurcătură maximă, să mă poți ajuta. Deci după ce le-ai compus, îți închipui că ești tu în locul meu. Eu nu știu. Nu știu. Și vezi cum le poți, cum rezolvi și, pe urmă, în situația dificilă în care mă aflam, să spui, uitați, aici faceți așa ca să-l iasă treaba vă. Dacă nu vedeți fără tare. Nu știu. Dacă eu mă complic, atunci și când mă vezi că am intrat în ceață, în panică, da, când sunt în panică, tu intervii și spui, uite, cam așa de făcut. Deci, pentru data viitoare, ce ai tu, Katia? De probleme. De propus și încă ceva. De rezolvat, corect. Și de rezolvat și de rămas de data trecută? Proba. Așa, la ieșirea, i-am arătat, el a făcut aici împărțirile, dar nu s-a verificat. Și există riscul să fie greșit. Neapărat proba. Că zice, eu și spus el, că zice, da, deci facem proba, pentru că există riscul să fie greșit la împărțiri și atunci nu am alt mod de a gândi și de a găsi greșeala decât dacă fac proba. Așadar, dragilor, ce să vă spun eu, că
Am făcut o problemă superbă, superbă, trecând la o problemă pe care am citit-o și am descifrat-o împreună și ne-am propus să facem noi, să compunem noi probleme în stilul acestea. Da? Deci, și mult mai dificil am făcut. Acum tu poți să spui că are 5 copii, familia, și că nu știu ce, 2 sunt gemeni sau... Ce unui dublu și ceva. Dar lăsăm de 4. Lăsăm de modelul 4 și numele este cât mai interesante și să fie șansa mea. La revedere! Să nu uitați de like și share și să vă abonați la Prof Online. La revedere! Așa, la revedere, dragilor. Dar noi, cu ce plecăm noi de la lecția asta? Ca să ca sinteză. Ce plecăm? Împărțirea. Să învățați în tabla înmulțirii perfect, că vă ajută la, la împărțire, da? Deci, tabla înmulțirii și așa, vă ajută la împărțire. Pentru că noi vrem foarte repede, foarte repede vrem să ajungem să stăpânim algoritmul împărțirii. Și iată că în probleme concrete am avut nevoie de făcut asta. În problema aceasta avem nevoie să facem împărțirea și la 2, și la 3, și la 4, să vedem la câți împarte. Foarte tare, foarte tare. Este excepțional. Mă bucur mult că ai gândit așa cu numere mai mari, chiar dacă mi-a fost greu. Eu încă trebuie să recunosc că mă bucur. Ori de câte sunt pe situație dificilă, mă bucur. La revedere, dragilor, cu drag. La revedere, să nu uitați de like și share și să vă abonați la Prof Online. La revedere! La revedere!